Ceremonia solemnă din Parlament a fost un prilej pentru opoziție de a-și striga nemulțumirile. În timp ce în plenul legislativului se țineau discursuri, în fața clădirii s-au adunat la protest simpatizanții fostului partid Șor, în frunte cu deputații afiliați oligarhului Fugar. Aceștia au intrat la ședința festivă cu pancarte, acuzând guvernarea de uzurpare. Noi de 8 ani, nici o zăpitoi, nici o точки не поменяли в Конституции. Нынешние у нас за 4 неполных года практически от первой до последней статьи нарушила, меняет незаконно. După protestul din fața Parlamentului, deputații afiliați lui Ilan Șor au mers la ședința festivă. Aceștia au îmbrăcat tricouri pe care scria "Restabiliți suveranitatea poporului și jos uzurparea", plasând și pancarte cu aceeași inscripție. Invitat la tribuna Parlamentului pentru a ține un discurs cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la adoptarea Constituției, vicepreședintele Parlamentului, deputat BCS Vlad Batrâncea, a criticat acțiunile guvernării, după care a anunțat că fracțiunea sa boicotează ședința. Nu putem spune că Constituția țării astăzi este întocmai respectată. Am aflat ce este justiție televizată când un fost președinte este reținut și cercetat cu grave încălcări a procedurilor penale și a Constituției. Vă mulțumim mult pentru atenție, iar fracțiunea blocului comuniștilor și socialiștilor părăsește această ședință. Numai bine! Președintele Parlamentului a catalogat acțiunile opoziției drept lipsă de respect și de educație. Așa, un infantilism din peșteră, așa, din evul mediu spre epoca de piatră. Ei, probabil încă au mult de... La atunci Constituția în epoca aceea încă nu era Constituție, dar umblau cu... Ei, cum umblau? Mijloacele de transport și instrumentele care le aveau. Asta le-a fost decizia, nu îmi rămâne decât să regret că au avut asemenea comportament.